Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Stimați respectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, aici la Capital TV, televiziunea pe bună. Sunt Adrian Simon, astăzi l-am ca și invitat în studioul Capital TV pe primarul municipiului Hunedoara, domnul Dabo Băuțanu. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. V-am invitat pentru că a fost primul municipiu din județ care și-a votat bugetul local, după ce ați primit cifrele de la finanță, de la Consiliul Județean și nu știu, mai erau de pe undeva de primit. Cam astea sunt. Lucrul ăsta s-a întâmplat de curând, au fost și ceva povești, ca să le spunem așa, pe la ședința de buget, cum de altfel se întâmplă probabil la toate ședințele. Vreau să vorbim în emisiunea asta, dacă sunteți de acord și dacă nu sunteți tot aia, despre ceea ce urmează pentru municipiul Hunedoara în anul 2021, acum că și știți cu ce învârtiți lucrurile, ca să spun așa. Pentru a face lucruri e nevoie de bani. Știți ce bani aveți? Nu știu, în schimb, ce va fi în când? În iulie, în august, când o fi are vreo rectificare, vine pe plus, vine pe minus. Asta rămâne de văzut. Dar cu banii care aveți acum, vreau să știu ce urmează pentru municipiul Hunedoara. Așa că propun să începem și hai să vorbim efectiv despre adoptarea bugetului. Eu știu că, mă rog, o parte din consilierii de la opoziție, că mai, eu nu prea înțeleg lucrurile astea. E adevărat, când sunteți aleși, sunteți aleși pe listă de partid, de la PSD, de la PNL, de la partidele care sunt și sunteți consilieri ai anumitor partide. Dar eu nu văd lucrurile așa. Eu cred că sunteți și primar și consilieri ai oamenilor, că oamenii aia v-au dat un vot. Și atunci trebuie să le prestați interesele lor, nu mai gata să se termine cu războaiele, cu miză sau fără mică, oricum 4 ani nu mai este miză electorală de acum înainte. Tot noastră sunteți primar, tot ăla e consilier, nu prea văd motivul pentru care... Așa, și am înțeles că acești consilieri de la opoziție nu vor fi votat bugetul, mai ales bugetul spitalului, care este unul foarte important. Au avut de comentat pe acolo, pe la spital. Dar fiind în studio, vreau să vă întreb, sunt mai multe întrebări, de fapt, într-una singură, dacă v-au adus și vreun amendament, adică, ok, nu votez, da, nu votez pentru că eu cred că banii ăia nu așa, acolo ar trebui în partea cealaltă, adică accept orice discuție, eu și probabil și dumneavoastră și mulți alții, dar adun un argument. Care e povestea? Cum e povestea? În primul rând, administrația locală este o materie care se predă și la facultate. În momentul în care intri în consiliu... Care facultate, știi? Că mai sunt o grămadă de... Vă întreb din prima. Sunt o grămadă de absolvenți de administrație publică locală făcuți la apelul bocancilor la universități, cel puțin păi, curioasă. La facultate, la modul general, pentru că, de exemplu, legea finanțelor publice se predă științe economice până la urmă. Legea 50 și legea 10, legea, cred că 350, se predă la arhitectură și sunt mai multe, sunt combinate. În ansamblu vorbim de legea administrației locale. Este bine că atunci când intri în Consiliul Local să
pui mâna să citești, să vezi cum se fac amendamentele și amendamentele pot să stea în picioare să fie votate și de cei care sunt la putere într-un oraș prin votul cetățenilor. În momentul de față, singurele amendamente care au fost formulate, pentru că bugetul stă în dezbatere publică, nu vă spun dumneavoastră o noutate, cu atâți politicieni prezenți în an de zile de emisiuni, cu siguranță știți acest lucru, stă în dezbatere publică, unde orice cetățean poate să aducă amendamente. Singurele trei amendamente care au fost formulate au fost făcute de Uniunea Salvației România, amendamente care, cei drept, se mulau pe ceea ce noi aveam deja. Dânsii cereau niște lucruri care erau cuprinse în lista de investiții, pentru că acolo se fac de regulă amendamentele. Le-am analizat, am explicat că, de fapt, noi ne-am gândit la ceea ce au cerut, le-am mulțumit pentru sugestie. În rest, nu am avut alte amendamente prezente din partea consilierilor, că Uniunea Salvați România nu are consilieri locali. Nu am avut alte amendamente prezentate de către consilierul local din opoziție, cum spun dânsii. Bun, opoziție nu știu față de cine, opoziție față de cetățenii Hunedoare, pentru că bugetul este al orașului, nu este al primarului. Se face la guvern, nu consilierul. Bugetul este al orașului, este al cetățeanului, nu este al unui primar. Primarul hotărăște totul. Și norocul nostru este dat de către votul popular de anul trecut, pentru că cetățenii municipiului Hunedoara au votat în majoritate un consiliu local cu o prezență de 13 consilieri PSD din 21, așa cum am venit și în emisiunile electorale a dumneavoastră și am rugat cetățenii să voteze înțelept, în ideea în care dacă dai un vot de încredere primarului să fie ales, dă un vot de încredere și partidului din care provine să aibă majoritate, pentru că altfel se întâmplă cei la sectorul 1 București, ați văzut ce scandal și acolo cu bugetul. Ei bine, cetățenii municipiului Hunedoara au votat în proporție de peste 50% și Partidul Social Democrat, având majoritate, nu a fost o problemă să ne trecem bugetul. Dar eu m-am întrebat, dom'le, ce aveți de spus? De ce să nu votăm? În bugetul orașului se regăsesc și bugetele așa numitor deconcentrate, cele care se subordonează primăriei, respectiv spitalul, respectiv toate școlile, toate liceele, toate școlile generale, toate grădinițele, creșa, toate intră aici, unitatea medico-socială, unde sunt bolnavii cronici, direcția de asistență socială, căminul de persoane vârstnice. N-au explicat de ce, n-au vrut să voteze, dar bugetul a trecut cu 13 voturi. Ce m-a surprins pe mine este un gest pe care l-au făcut acești consilieri în după masa zilei. Mă opresc un moment. Vă rog. Ce au avut de comentat la buget? Un singur lucru au avut de comentat, că li s-a părut că o achiziție care urmează să se facă în sistemul electronic, dorită de către un medic de specialitate din spital pentru a-și achiziționa niște dotări care sunt necesare în secția respectivă, ar fi prea scumpe din punctul lor de vedere. Achiziția respectivă nu s-a făcut. Ei fac o listă, da, pe care o înaintează primăriei, primăria ți-o votează, sigur, pe urmă începe procedura respectivă de achiziție. Tu prima dată treci o sumă informală, deci informezi, domnule, cred că atât ar fi. Acum, evident că, vedeți dumneavoastră, există televizor și cu 1000 de lei, este televizor și cu 7000 de lei, depinde este care vrei, 400, de performanță. Da. Camera dumneavoastră, probabil că e o cameră care costă mai mult decât o cameră de la cineva care la altă televiziune. Nu știu, dau și eu un exemplu acum. S-a răspuns foarte simplu, să primiți informațiile de la spital. Dar s-au abținut la vot. În administrația locală, abținerea la vot este tot vot împotrivă. Dacă trei consilieri PSD s-ar fi îmbolnăvit, și este o perioadă în care ne îmbolnăvim cu toții de acest virus, și nu ar fi putut să participe, nu am fi avut buget. Deci nu puteam să explic cetățenilor de ce nu începem odată achizițiile, de ce nu demarăm proiectele care sunt finanțate prin buget și care așteaptă referatele de specialitate. Eu le mulțumesc consilierilor PSD până la urmă că au votat unanimitate și evident încă o dată mulțumesc cetățenilor din municipiul Hunedoara care au ales foarte inteligent, dându-i pe lângă puterea executivă primarului, dându-i și votul din Consiliul Local. Bun. Și în după masa aceleași zile?
Aia spuneam așa ca un fapt divers, după naza acelea zile, aceiași consilieri, sau mă rog, o parte dintre ei, s-au dus în curtea spitalului să-i aplaude, să aplaude cadrele medicale de la spitalul din Hunedoara, care muncesc de luni de zile, iată, de peste un an, în această luptă cu COVID. Un gest, de altfel, lăudabil, ar trebui tot orașul să-i aplaudăm și o știm și dumneavoastră, să cu nenumărate emisiuni, inclusiv cu managerul spitalului și cu medici din spitalul din Hunedoara, dar este un gest ipocrit, pentru că tu dimineață nu-i votezi bugetul lui de unde el este plătit până la urmă. Abținerea ai vot împotriva, așa cum am spus-o, așa. Și pe urmă te duci să-l aplauzi. Adică dimineață mă întâlnesc cu dumneavoastră pe stradă, vă dau două perechi de palme, așa că nu vă plac, dar după masă vin cu buchet de flori, că aveți, cu un buchet de flori, că aveți curunia civilă la primărie, să vă felicit. Adică una spune și alta fumăm, nu? Cam așa. Bun, acum am văzut că chestia asta cu aplauzele, cel puțin aici în județul Hunedoara, a fost o chestie așa, marca PNL, ca să spunem. Aceste acțiuni sunt laudabile și dacă vin din partea unor partide politice. Dar cu siguranță n-am preferat să politizăm. Sigur, societatea civilă, ea este cea care trebuie să reacționeze, nu să ne judece. Partidele politice, în contextul în care aceleași partide politice care sunt la putere și așa mai departe, ați văzut ce s-a întâmplat la spitalul Foișor. Că tot la o televiziune, tot o televiziune a unui fost demnitar PNL, eram criticat că am cumpărat PCR-ul, se aduceau acuze că nu funcționa în condițiile în care el făcea zeci de analize pe zi, și pe partea altă totul te duci și începi să-i aplauzi pe oamenii până la coadă pentru care mă certai pe mine indirect, nu? Că nu-și fac datoria, cam așa reiasă de aici. Dar încă o dată o spun, gestul de a aplauda cadrele medicale dintr-un spital, din orice spital din lumea aceasta, în momentul de față, este un gest lăudabil. Doar că nu este bine să politizăm, indiferent de partidul politic. Suntem niște ipocriți, mergem noi să-i aplaudăm după amiaza, în condițiile în care noi dimineața am spus toți, eu nu vreau să vă dăm banii să munciți. Nu ne interesează bugetul vostru. Da. La am să mă refer și atât. La Hunedoara, ipocrizia din partea anumitor persoane nu este un lucru nou. Se pare că se perpetuează, aveți așa o pepinieră de ipocriți pe acolo. Unii s-au transformat în, eu știu, de-a dreptul arbor de tui au crescut. Dar să știți că avem și în Hunedoara un electorat foarte responsabil, care, încă o dată repet, este pentru prima dată în istoria post-decembristă, când un partid are majoritate în Consiliul Local, fără să facă acele înțelegeri pe sumasă pe care sunt obligați să le facă toți primarii. Dacă îmi votez proiectul, îți spun administrator public, dacă îmi votez nu știu care proiect, îți spun viceprimarul, îți spun director nu știu pe unde. Nu a fost necesar să avem astfel de compromisuri și pur și simplu ne focalizăm cât de mult pe administrația locală. Fac și o politică, evident, dar politica s-a cam terminat din momentul în care am fost ales. Pe mine mă interesează să mă gândesc cât de bine pot să pun în valoare proiectele, să pun în valoare liniile de finanțare, pentru că asta este obligația mea într-un oraș. Obligația mea nu este să deschizi prima pagină din nu știu care ziar și să vezi cum s-a certat primarul cu consiliile locale. Eu am spus doar ca fapt divers acest lucru pe care ei l-au făcut, o ipocrizie cât casa poporului. În rest, eu trebuie să fiu convins că cei 13 consilieri se prezintă la ședință, cei 13 consilieri PSD din majoritate, eu trebuie să fiu convins că discut din timp cu acei consilieri absolut toate proiectele pe care le inițiez pentru fiecare ședință de consiliu, că ei pot să-și aducă la rândul lor raportul prin tot felul de idei care să le completeze, că sunt convins că pun din timp în dezbatere publică aceste proiecte de hotărâre, că țin ședințele din punct de vedere regulamentar, din punct de vedere legal, la timp și că am voturile necesare. Asta este datoria mea pe acest mandat. Din punctul meu de vedere, și cu asta vreau să trecem peste, manifestările de acest gen, mie mi se par, eu le numesc șoșocisme. Și vă spun și de ce. E exact ca în cazul doamnei Șoșoacă, cu care n-am absolut nimic, care
ați văzut că și Facebook-ul a închis-o la un moment dat, dar mă rog, asta e o altă poveste, care peste tot, hoții, nu știu ce, nu știu cum, ceea ce nu înțelege lumea, domnule, în calitate de consilier local, de ales, în calitate de deputat, în calitate de senator, dacă ieși într-una și strigi ba la televizor, ba pe Facebook, că Bobăuțanu e hoț, că guvernul e vai de steaua lui, că ea de la PSD sunt hoț, că ea de la PNL sunt nu știu cum, degeaba strigi chestia asta, având calitatea de ales local. Pune, domnule, una pe pix sau pe tastatură, scrie un proiect de hotărâre în Consiliul Local în care ai fost ales, în Parlamentul României, respectiv în Camera Deputaților, sau în Senat, că ești senator, vorbind de Madame Șoșoacă, da? Introdu-l pe ordinea de zi, așteaptă până-i vine rândul la vot și vezi, ți-e votat sau nu ți-e votat. Și dacă ți-e respins, atunci ieși până nu mai poți și strigă. Eu am vrut să fac, ăștia nu m-au lăsat, poți. Este... Dar atâta vreme cât faci numai spectacol din ăsta ieftin, din punctul meu de vedere, adică oamenii ar trebui să decanteze, ca să spun așa, informațiile astea. Să știți că nu întotdeauna dacă vorbești mai tare înseamnă că vorbești și bine. Corect. Dar din păcate am văzut că lucrul ăsta prinde. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat că în ultimele, de dinainte de campaniile acestea electorale, în ultimele două campanii electorale n-am mai prins aruncatul cu noroi la electorat. N-au mai prins ăștia care vorbeau mult și tare. E, de data asta, culmea e că la un segment din populație, vorbesc de alegerile din toamnă, chestia asta cu măcănitul tare a prins. Ceea ce e un semnal îngrijorător de alarmă din punctul meu de vedere, vis-a-vis de capacitatea electoratului de a discerne între vorbe goale și ceea ce se poate face cu adevărat. Știți că de regulă la alegerile locale acestea pentru primari, electoratul votează înțelept în foarte multe zone din România și acest lucru îl văd și la Asociația Municipiilor din România când avem ședințele de Consiliu Director, primari care sunt aleși cu peste 50% și care au și Consiliul Local de partea lor, primarul de la Oradea, mai sunt și în alte părți, nu mă apuc acum să dau nu știu câte exemple, și unde administrația se face în rit foarte alert. În rit foarte alert se, cum să zic eu, se votează proiectele de hotărâri, se judecă toate spețele de investiții, nu apar aceste dispute politice. Disputele politice plac. Până la urmă este foarte interesant să stai să te uiți la televizor cum politicienii se înjură între ei, tu la rândul tău din fotoliu înjuri, dar aia nu înseamnă și progres. Aia nu înseamnă progres absolut deloc. Progresul este dat de o majoritate. Vedeți, dumneavoastră, noi ne aflăm într-un război sanitar în momentul de față. Această luptă cu pandemia este un război. Noi nu vrem să o recunoaștem. Este, dacă vreți, similar, poate celui de-al doilea război mondial, păstrând proporțiile, evident, ca să nu fiu demagog acum. Dar ce vreau să zic? În 1940, cred că Churchill este numit prim-ministru al Marii Britanii, al Angliei, în momentul respectiv. În momentul acela, el provenea din Partidul Conservator și în Parlamentul Britanic sunt lupte foarte complicate între conservatori și laburiști. Dar în filmul despre viața lui se arată că cele două forțe politice din Parlament și-au dat mâna, n-au mai comentat atât. Imaginați-vă că el a fost singurul care s-a opus nazismului în acea perioadă. Toți aliații încercau să facă tot felul de înțelegeri cu Hitler, dacă pot să facă pace, să facă o pace de catifea. Ne mergem și ne batem. Era un război, în tot de față suntem și noi într-un război sanitar. Spitalele au nevoie de bani. Bugetele spitalelor pot fi discutate, evident, într-o ședință de 24 de ore, dacă vreți. Pot fi analizate, dar nu merge să nu votezi la urmă de tot, măcar să fii cu, să faci un amendament și să spui, uite ce consider eu că nu e în regulă, uite ce cred eu, că nu votez, că nu vreau, că își face imagine primarul. Cu ce să-și facă imagine primarul? Primarul este ales, este în funcție. Da. Bun. Acum, mergând mai departe cu emisiunea noastră, bugetul a trecut, așa cum am spus, ce urmează? Ca să revin în 2021 pentru municipiul Hunedoara, pentru că bani foarte mulți ați primit și n-ați primit, ca să spun așa,
Dar aveți ceva proiecte europene și probabil că încă mai scrieți sau mai aveți deja pregătite. Înainte de a răspunde la întrebarea asta, aș vrea să pun o altă întrebare, dacă pot spune așa. Să-mi spuneți ce părere aveți și cum veți acționa dumneavoastră la acel program lansat de guvern cu fonduri europene, programul de reziliență națională, ce puteți accesa de acolo, cum e? Pornind de la prima întrebare, noi am pierdut în momentul acesta, anul acesta, 11,5 milioane bani care ni se cuveneau pe formulele respective, prin legea finanțelor, de la Guvernul României. Și atunci a trebuit să ne adaptăm tot bugetul. Am gândit din timp, de aceea și l-am votat atât de repede în raport cu ceilalți, l-am reajustat și am spus, bun, va trebui să renunțăm la anumite cofinanțări, dar haide să mergem așa cum este. Chiar dacă am pierdut acești bani, în schimb, am reușit să atragem foarte multe fonduri europene. Așa cum se știe, ca să înțeleagă lumea. S-au pierdut bani pentru faptul că alocarea pe cap de locuitor pe care ți-o dă guvernul pentru echilibrare, care anul trecut a fost de 830 de lei, înmulțit cu numărul de populație, anul acesta a devenit 770 de lei. Și de aici, dintr-o dată, pierzi câteva milioane. Pe urmă, în legea finanțelor publice spune că din impozitul pe venit, un UAT trebuie să primească 65%. S-a spus că nu poți să dea 65%, vor da 63%, iar acele 2% pe care le pierzi se vor duce către orașele care au filarmonică. Cum Hunedoara nu are filarmonică, 2% de la noi s-au dus la Cluj. Da, știu, vă surprinde, eu dau niște detalii tehnice acum. Dar de când e chestia asta cu filarmonică? A făcut acum anul acesta ca să poată să asigure bugetele acestor instituții culturale în orașele care au așa ceva, dar Hunedoara nu are. Este o fractură de logică. Au primari de aceeași coloratură politică ca și guvernul? Că sunt și de la PSD care au filarmonică. Deci mi se pare o mare idioțenie asta, le dau la orașele cu filarmonică. E o fractură de logică să îmi tai încă 2%. Deci, o dată de la 837, agațamentul ăsta de filarmonică, strict de filarmonică, 2% pentru orașele. Operă filarmonică, ce vreți dumneavoastră să considerați instituție de cultură? E foarte bine că este finanțează, dar nu înțeleg de ce de la Hunedoara. Bun, și în afară de asta au tăiat de la plata salariilor persoanelor cu dizabilități și totodată a îngrijitorilor acestora. Au tăiat o sumă iară importantă de bani. O să vedem cum reușim să le plătim în continuare. Acești 11,5 milioane erau foarte, foarte importanți pentru că însemnau cofinanțările noastre pentru fondurile europene. În schimb, prin atragerea fondurilor europene, am depășit 400 de milioane de lei ca și buget consolidat, avem 404 milioane de lei, este cu siguranță cel mai mare buget din județul Hunedoara, pentru că este alimentat de fondurile europene. Este o schemă foarte bună în momentul de față să atragi aceste fonduri europene. Problema ta rămâne cofinanțarea. Noi am avut un împrumut luat pentru cofinanțare, mergem pe acel împrumut și avem în implementare în momentul de față 21 de proiecte europene. Au fost 22, unul a fost finalizat, cu o valoare de aproximativ 70,5 milioane de euro. Practic, dacă o să vă uitați în bugetul nostru, peste 70% din sumă se duce pe dezvoltare. Este ceva inimaginabil să folosești atâți bani, dar repet încă o dată, meritul este al echipei din primărie, echipei de funcționari publici, de la fonduri europene, de la achiziții publice, direcția tehnică, direcția economică, sunt cei care lucrează pe această componentă a atragerii fondurilor europene. Urmează să continuăm procedurile de implementare pentru cele 21 de proiecte, că tot zicea un stimat coleg din opoziție că el n-a văzut niciun excavator în oraș. E adevărat, la castel, pentru reabilitarea castelului, pe fonduri europene nu se folosesc excavatoare. Aici recunosc că am o vină, cum am o vină că nu este excavator nici pentru reabilitarea energetică a celor 14 blocuri turn peste 1000 de familii care vor beneficia de acest proiect. Nu se lucrează cu excavatorul, sunt schele, sunt muncitori, dar nu avem excavator. Excavator nu avem nici la grădinița din Piața Florilor unde se lucrează pe fonduri europene.
Și din păcate, chiar dacă l-am rugat pe managerul spitalului să ducă un excavator în curtea spitalului unde lucrăm pe ambulatoriu, pe modernizarea policlinicii pe fonduri europene, a spus, dole, nu-i nevoie de excavator. În rest, pe cele 21 de proiecte, pe cele 21 de proiecte se lucrează în continuare, iar unele dintre ele, unele sunt foarte avansate, deci se lucrează pe execuție, pe altele se lucrează pe componenta de achiziție. Suntem pe punctul de a finaliza achiziția pe unul dintre cele mai frumoase proiecte, care se numește Coridorul Central, pe mobilitate, unde va fi făcută o nouă alee pietonală. Știți, viitorul acestor orașe din România, dar nu numai, sunt date de aleile pietonale, de zone verzi, de orașe smart. Acesta este viitorul și de aceea ne și ducem către componenta pietonală. Încercăm cât mai mult să limităm acolo unde se poate accesul cu mașinile în zona centrală. Acestea sunt proiectele vechi. Da, ați pomenit de zone verzi, facem o mică paranteză. Am o curiozitate care pe mine mă va ajuta într-o viitoare investigație jurnalistică. Cam de câți bani cumpărați plante, bulbi, chestii astea de înfrumusețare în municipiul Hunedoara? N-aș putea să vă dau o cifră acum, habar n-am. Ele se cumpără de către societatea comercială Salut Press, societate care se află în subordinea primăriei. Nu punem panseluțe, dacă vă gândiți la panseluțe. Nu, am trecut la lalele, ne plac foarte mult. Lalelele, știți că există festival la lalele la Pitești. Mai mult de un miliard de lei vechi pe an? Nu cred, nu. Acum chiar nu ne apucăm să plantăm peste tot panseluțe, dar ăsta lalele, dar avem lalele, avem trandafiri, îngrijim zona verde. Deci municipiul Hunedoara nu vă pot spune cifră, dacă... Dar nu cumpărați mai mult de un miliard. Nu știu exact suma, dar promit că vă spun, vă trimit pe un mesaj să vă spun în regulă când se termine emisiunea exact care este suma. Ai putea să faci, de exemplu, întreținerea spațiilor verzi din municipiul dintr-un municipiu cu 4 oameni? Dintr-un municipiu nu, cum este Hunedoara. Pentru că noi avem cea mai mare suprafață de zonă verde pe cablu de locuitori din tot județul. Și acum văd că vă uitați la mine și văd ce are ăsta, de ce mă întrebă? Nu am nimic, vă dau răspunsurile exact care... Am văzut zilele acestea la un municipiu o achiziție de peste un miliard de lei de plante, bulbi și așa mai departe și un contract de întreținere zone verzi dat unei firme care are ca și angajați 4 oameni, tot așa la câteva sute de milioane de lei vechi, mi s-a părut aici mai cam mică sumă, pentru întreținere în spații verzi. Și vreau să văd și eu despre ce este vorba acolo. Mi s-a părut cam mare sumă pentru plantele astea, având în vedere că e un oraș unde oamenii o duc greu. Mă rog, asta e altă poveste, nu face sigur, dar sigur o să verific. Chiar sunt curios la Hunedoara cum e. Acum, de pe la jumatea lunii martie, din câte știu eu, a început, când m-am documentat, au început lucrările la grădinița cu numărul 1. Da. Astăzi, ele cum sunt? Sunt într-o stare foarte avansată de lucru. Se lucrează bine, le-am și dat tematica de culori, că am ales ceva așa mai din Occident ca să fie mai interesant pentru zonă. Ne interesează foarte mult această cromatică, trebuie să schimbăm culoarea orașului, fiind un oraș industrial, el automat cu atâta poluare, vă dați seama, clădirile toate erau cenușii. Da, și acum venim cu culori deschise. Se lucrează bine, sau mă rog, nu suficient chiar cum aș dori eu de bine la cele 10 blocuri turn, dar urmează și celelalte 4 să intre în momentul de față. Sunt foarte multe lucruri. Lista de investiții am aici, în ideea în care am fi avut timp să o citim, dar este prea lungă. Sunt multe și sunt multe investiții sunt pentru oraș, nu sunt făcute pentru PSD sau pentru PNL sau pentru cetățenii orașului. Intenționați să depuneți două proiecte pentru a mai ecologiza niște suprafețe din fostul combinat siderurgic, cred că, nu? Am început acolo documentația din mandatul trecut. Știam că va exista posibilitatea de a veni noile linii de finanțare.
Suntem într-o colaborare cu Consiliul Județean, ei fiind cumva autoritate de management, și pe tranziție justă se vor da bani mulți pentru ecologizare. Sunt pregătite două proiecte, le-am împărțit în două ca să atragem sume cât mai mari de bani. Este vorba de o suprafață de peste 100 de hectare de pe platforma fostului combinat siderurgic, aceea pe care o știe toată lumea când intrați în Unedoara. Da. Dar acolo nu este tot terenul nostru, este și terenul combinatului și terenul societății acolo private. Acolo și locuiesc câțiva oameni pe o stradă destul de ciudată. Mai departe de zona aceasta. Și totodată mai avem un proiect pe o altă suprafață de 8 hectare, tot privind ecologizarea, unde ne propune să facem o zonă verde, se va numi Grădina Urbană Corvinia. Se lucrează și acolo la documentații. Ce se întâmplă? Pentru a accesa aceste noi fonduri europene, este necesar un lucru, să ai proiectul făcut, să ai așa numitul proiect matur. Nu este suficient doar să vii cu ideea, uite, eu am o idee, bun, ideea avem toți. Noi am terminat notele conceptuale și temele de proiectare. Conform lui 907, aceste două documente incipiente stau la baza studiilor de fezabilitate. Practic am avut nevoie să votăm bugetul foarte repede pentru că am alocat bani pentru aceste studii de fezabilitate. Încep să fie postate pe SICAP, se fac studiile de fezabilitate, durează câteva luni de zile, începe proiectarea tehnică, mai durează și câteva luni de zile. Anul acesta, dacă și Guvernul României reușește să primească OK-ul de la organismele internaționale care alocă banii, că știți că banii sunt dați pe schema aceasta de COVID, pentru relansare, ca așa se și numește, ei bine, în momentul în care vor fi deschise linii de finanțare, putem să spunem, asta e proiectul. Da. Se finanțează sau nu se finanțează, da. Cu siguranță bun, vom reuși. Acum în totalitatea electoratului nostru, ca să spunem așa, nu intră doar cetățenii municipiului Hunedoara, aveți și niște sate. Avem și care mai multe sate aparținătoare. Dar, într-adevăr, Hunedoara are o componentă foarte interesantă, spre deosebire de alte municipii care n-au niciun sat, noi avem și sate aparținătoare. Așa. Aflate în apropierea municipiului. Peștișul Mare. Peștișul Mare, este vorba de Hăjdat, este vorba de Răcăștie, Zlaști, Boș, Groș, Răcăștie. Da. Ce se va întâmpla în satele astea, care, iată, aparțin de municipiul Hunedoara, au apă, au canalizare, au șosele și ei au... Vedeți despre ce lucruri vorbim în anul 2020? Din păcate, domnul primar, din păcate. În anii 90. Exact. Bun, acum nu s-au făcut în anii 90. Trebuie să le facă cineva. Trebuiau făcut în anii 2000, În anii 2000 se puteau încheia, până în 2000 se puteau încheia. Hai să zicem că poate mai cu o marjă de încă 5 ani de zile. Dar în momentul de față se lucrează la canalizarea pe Peștișul Mare. Este proiectul societății comerciale a PAPROD, nu al primăriei Hunedoara. Ei sunt concesionarii pe acest serviciu de apă și canal. Iar în momentul în care vor termina dânsii, vom intra noi cu asfaltarea. Suntem pregătiți, proiectul acela este finalizat, este bugetat, firma a semnat contractul de lucrări. Totodată se așteaptă OK-ul pentru finanțarea acelui mega proiect tot al societății comerciale a PAPROD, unde Hunedoara intră și ea cu anumite lucrări. Eu cred, pentru că port discuții și le purtăm pe un ton foarte ridicat cu societatea comercială a PAPROD și monitorizăm foarte atent. Se va întâmpla ceva prin municipiul Hunedoara, dar prin alte părți. Și acolo discutăm de Zlaști, discutăm de Boș. În Boș trebuie găsit o soluție pentru canalizare, pentru că Uniunea Europeană nu a finanțat decât introducerea de apă și atunci trebuie să fie făcută pe bugetul societății comerciale a PAPRO. Discutăm de Răcăștie și în Hăjdat este finalizată această lucrare. Mai urmează în zona de Buituri. Sunt câteva străzi și acolo unde trebuie să intervină. Sunt prinse pe proiect toate acestea. În momentul de față ei urmează să semneze contractul de finanțare. Acestea sunt ultimele informații pe care le-am primit de la Consiliul Județean și Societatea PAPROD. Acum eu vă asigur că de minții nu mint, că lucrurile tergiversează. Nu sunt, tergiversarea nu este dată întotdeauna de, știu eu, de întârziere provocată de societate. Sunt firme de consultanță, se lucrează greu,
Da, dar așa se lucrează România cu documentele. De foarte mulți ani. Dar noi continuăm lista investițiilor și în satele aparținătoare, ceea ce ține de noi. Ne interesează să, odată introducerea apei și canalizării, să finalizăm asfaltările. Vrem să facem, de exemplu, în Răcăștie, dar și în Hăjdat, în locul actualei școli și grădinițe, școală primară și grădiniță în aceeași clădire, clădiri insalubre, clădiri din anii 50-60, intenționăm să demolăm cele două clădiri și să facem două locații noi nouțe pe bani europeni. Sunt în atenția noastră, totodată intenționăm, am și terminat documentația pentru un loc de joacă la Răcăștie în curtea grădiniței, suntem pe punctul de a finaliza documentația pentru loc de joacă la Zlaști, lucruri care, cum să zic eu, aduc un plus confortului acelor cetățeni. Nu uităm niciodată că acei cetățeni aparțin de municipiul Hunedoara. Nu spunem Hunedoara și restul. Hunedoara pentru noi înseamnă și satele aparținătoare. Așa am gândit întotdeauna, nu este pentru prima dată și nu vin să o spun din punct de vedere electoral. O vin să o spun din punctul de vedere al listei de investiții unde sunt incluse aceste noi investiții din satele aparținătoare. Se lucrează la căminul cultural de la Peștișul Mare, practic se reabilitează din temelii, nu a fost absolut niciodată reabilitat de la momentul la care a fost construit, are câțiva zeci de ani de funcționare, era o dărăpănătură, nu am început cu un cămin din Hunedoara, am început cu un cămin din satele aparținătoare. Ați pronunțat cuvântul Hăjdat și s-a produs un declic la mine, mi-am adus aminte de o altă emisiune cu noastră în care vă întrebasem ceva. Vreau să vă întreb din nou, dacă din localitatea Hăjdat, care, iată, aparține de dumneavoastră, vă vin impozitele actualizate la palatele, casele poporului care sunt pe acolo. Că spre surpriza multora, vreau să vă spun că ne vin. Și ne vin la timp. Actualizate? Da, actualizate, pentru că noi am făcut o inventariere a tuturor acestor case. I-am băgat în legalitate, nu acceptăm sub nicio formă. Dacă vrei apă și canal până la poartă, iertați-mă, trebuie să-ți plătești și impozitele. Am avut odată o discuție cu un cetățean care era foarte revoltat din zona respectivă că nu are strada asfaltată până la poartă, avea dreptate. Și am spus, stai liniștit, acum adunăm impozitele și taxele din zona respectivă și facem strada. Strada chiar este pisă în lista de investiții. Dar glumim puțin cu el, el a zis, domnule, eu nu-ți plătesc nimic, eu așa nu plătesc impozite și taxe. Ia să vedem la ce adresă stai, doar că plăteau părinții, nu știa. Plătesc toți cei din zona respectivă și intenționăm, pentru că am rezolvat această problemă, să introducem în legalitate și cu pământul de sub casă și acolo este o problemă și totodată să rezolvă și infrastructura. Este o componentă a municipiului Hunedoara, nu ne putem dezice de acea zonă, este o zonă care plătește la rândul ei, cetățeanul plătește la rândul său impozii pe teren și pe clădire, ca atare, trebuie să și rezolvăm problemele. Sigur că da. Bun, acolo dumneavoastră poate ați vrea să, sau știu, eu mă gândesc că se poate atinge și o altă componentă privind arhitectura respectivă din zona, dar vă spun că de 4 ani de zile zona respectivă nu s-a mai ridicat niciun acoperiș care să nu corespundă cu acoperișul din punct de vedere urbanistic a ceea ce dorim noi în municipiul Hunedoara. Nu mai există turnuleț ridicat de 4 ani de zile. Disciplina în construcție este trimisă în fiecare săptămână în zonă. Se urmărim foarte atent cererile pentru certificatele de urbanism de la momentul emiterii certificatului de urbanism. Am ținut să se spună clar prin ceea ce îi se cere cetățeanului. Atenție mare când începe proiectarea, fără turnulețe, să nu avem povești. În rest, ne putem înțelege la orice din punct de vedere arhitectural. Dar până avem un regulament de urbanism și țin neapărat ca în baza regulamentului să se facă construcțiile, că așa se fac și în străinătate. Nu te duci în Londra să începi să-ți faci o casă la periferie
cu componente arhitecturale din, știu eu, dintr-o țară din Asia. Nu, vei face chiar ce spune primarul Londrei. Am înțeles. Veți extinde în perioada următoare și câteva parcări sau veți amenaja parcări în municipiul Hunedoara? Asta este o problemă generală a orașelor, parcările. Da, și am înțeles că veți reabilita și niște artere de circulație. Foarte pe scurt, că mai avem vreo câteva minuțele la dispoziție, 7-8 minute. În această dimineață a început asfaltarea la alte două șantiere de parcări și trotuare. În spate la fabrica Novello, cum o cunosc hunedorenii, și la zona Păltiniș. Niciodată nu o să rezolvăm locurile de parcare, pentru că, cum să zic, până la urmă, vrem, nu vrem, și nivelul de trai a crescut. Sunt foarte multe familii care au nu doar o mașină, dar sunt care au și două mașini și trei mașini, de aceea avem și probleme cu acordarea locurilor de parcare nou create. Avem, în schimb, o idee deja a componentei acesteia de fonduri europene, a echipei. Privim parcările supraetajate, am și purtat discuții cu o firmă de consultanță, pentru că am fost de curând la București la o întâlnire cu ministrul dezvoltării, întâlnire din partea Asociației Municipiilor din România, unde municipiile vor primi o sumă de bani alocată pentru ceea ce înseamnă Smart City. În această componentă este inclusă și parcarea supraetajată, pentru că se consideră că poți reda înapoi spațiu verde către cetățean. Și vrem să identificăm zona unde vom face parcări supraetajate. Am văzut și anumite proiecte și finalizate chiar și sunt foarte interesante. Un oraș smart este un oraș care aduce, așa cum spun studiile, și zâmbetul pe buze cetățenilor. Dintr-o dată vede că lucrurile arată cu totul altfel, arată așa cum îi place să vadă, sau mă rog, cum vede în Occident. Acel lucru trebuie să-l transpunem și noi și cu ajutorul programului de care ați vorbit dumneavoastră, de reziliență și redresare, unde se dau bani pe europeni. Sunt bine aceste componente de oraș inteligent cu oraș verde și așa poți să faci și anvelopări, așa poți să faci și parcări supraetajate, parcări supraterane, pasaje supraterane. Vedeți că ei dau, de exemplu, bani pentru linii de transport destinate autobuzelor, pe unde să circule doar autobuze, linii destinate doar bicicliștilor, delimitate de celelalte suprafețe. Și putem introduce acest lucru și în România. Ați afirmat, domnule primar, că de când primăria plătește la timp, sau mă rog, sunt acordate bursele la timp elevilor, gradul sau, eu știu, capacitatea copiilor sau felul în care învață copiilor a crescut, în care învață al copiilor a crescut și el, adică copiii din Hunedoara ar învăța mai bine. Comentați în câteva secunde. Este un stimulant interesant. Să știți că aminte, când eram în liceu, am făcut liceu undeva, tot așa se primeau niște burse și eram foarte încântat de faptul că dacă aveam media peste 8, primeam o sumă de bani și erau banii mei. Am rămas și eu surprins de discuțiile care le-am avut cu părinți, cu anumiți părinți, mă rog, grupuri de părinți, în care îmi spuneau că copiii sunt deosebit de încântați că sunt bănuții pe care câștigă ei dintr-o muncă pe care o prestează, o muncă intelectuală. Și am cerut totdeauna Consiliul Local să mărim, să suplimentăm valoarea bursei, pentru că statutul permite să dai, de exemplu, 100 de lei. Dar nu înseamnă că nu poți să dai mai mult. Și am zis, haide să dăm mai mult, să stimulăm până la urmă copilul să învețe și totodată stimulezi și prezența la școală. Cât acordați noastră? Nu mai știu, 170-180, sunt mai multe burse. Sunt și între anumite și cu siguranță am depășit nivelul care îl dă statul român, nu? Care statul îți permite, atenție, ca să-l dai. Da. Este un lucru important. Ce se va întâmpla cu cinema modern, care e ca o parte de... Cinema modern trebuie să se demoleze. Am amendat Societatea România Film, am câștigat procesul pentru că au contestat amenda. În momentul de față suntem pe instanță pentru demolare. Vreau să fiu foarte clar aici. Nu am nimic cu nimeni.
dar am făcut un recensământ a tuturor clădirilor insalubre din Hunedoara. Le-am dat un termen de 60 de zile să intre legalitate în ceea ce privește curățenia, ceea ce privește modul în care se prezintă în momentul de față. Vor fi amendați câte ori este necesar. Clădirea este lăsată așa în paragină de ani de zile. Reprezintă chiar un pericol pentru... Reprezintă clar un pericol. Ăla nu interesează. Nu interesează, așa s-a făcut privatizarea în anii 90. Pe lângă România Film, evident că sunt și alte clădiri care au fost preluate de anumiți investitori imobiliari și lăsate în paragină din diverse motive. Or fi dat faliment, au intrat în lichidare, dar intenționăm să o demolăm. Instanța se va pronunța, ca să fie clar. Ați cerut... A cerut demolarea, sigur. Și când credeți că... Vă dați seama că vor trage de timp și cum se judecă România, dar acolo se va ajunge. Oricum nu înțeleg ce mai pot să facă cu ea, pentru că ea e la zid, cum se spune. Nu pot să facă nimic. Da, este o indolență crasă. Înțeleg, dar societatea asta nu era în faliment, parcă și ea, în insolvență, în ce era? Societatea România Film cred că se apropie și ea de... Eu știu că intrase la un moment dat în insolvență și sau... Probabil că dacă este o insolvență, este o reorganizare. Bun, acestea vin spuse în două minuțele. Ce le mai spuneți celor din municipiul Hunedoara care se uită la noi în acest moment? Celor din municipiul Hunedoara le spunem că vom continua aceste proiecte așa cum am promis. Promitem greu, dar în momentul în care promitem, promisiunea este contract pentru noi, așa cum spunea un primar foarte bun al municipiului Hunedoara, regretatul primar Mariș. Vrem să mergem pe linia promisiunilor și să ne ținem de cuvânt și totodată o facem pentru orașul nostru. Toată echipa mea, nu doar eu, ținem foarte mult acest oraș. Ne interesează să ieșim din acel cenușiu a anilor 2005-2010, când s-a produs privatizarea combinatului, când au rămas foarte mulți oameni fără locuri de muncă. Ne interesează în acest mandat, pe lângă componenta de atragere a fondurilor europene, cele două strategii care privesc strategia de dezvoltare pe turism, dar și strategia de dezvoltare pe atragerea investițiilor. Deja cele două strategii sunt prinse, lista de investiții, au alocat bani, vor fi scoase la licitație și în momentul în care vor fi achiziționate de firme de specialitate, ne vom așeza la masă să știm cum atragem investiții noi în municipiul Hunedoara, cum atragem cât mai mulți turiști în municipiul Hunedoara. Aceste două componente întregesc celelalte componente din buget, respectiv atragerea de fonduri europene și investițiile din bugetul propriu. Ne vom mai întâlni cu siguranță cu primarul municipiului Hunedoara, cu domnul Dan Băbuțanu, căruia iată îi mulțumesc pentru prezența în studio. Timpul trece foarte repede. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că reușesc prin intermediul televiziunii noastre, o televiziune urmărită de foarte mulți cetățeni și municipiul Hunedoara, să aduc aceste informații. Este greu pentru mine să adun, așa cum spuneam, 60.000 de oameni să le vorbesc deodată despre aceste lucruri. N-aș avea unde, pentru că nu avem încă un stadion, dar muncim și la documentațiile pentru noul stadion de la Hunedoara și atunci rămâne să fac tot efortul să vin la aceste emisiuni de informare, pentru că până la urmă sunt emisiuni de informare pentru dumneavoastră, sunt emisiuni de informare pentru cetățenii din municipiul Hunedoara și de aceea insist să particip atât de mult și să informez cu tot ceea ce înseamnă informație de interes public. Acum, informația de interes public intră inclusiv în datorile noastre. Obligatoriu, sunt obligat. Bun, acestea fiind spuse, încă o dată mulțumesc pentru prezență, vă doresc succes, o să ne mai vedem cu siguranță. Vom fi cu ochii pe Hunedoara și pe Hunedoara. Mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, Dan Băbuțanu, primarul municipiului Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună, numai bine. Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, e numele meu, rămâne.
rămâneți în continuare cu Capital TV.